Pe scurt, referitor la transportatorii de pasageri, poziția Ministerului nu s-a schimbat. Proiectul de lege este în Parlament. Așteptăm aprobarea lui în a doua lectură. Ce ține de transportul de mărfuri, așa cum am spus de mai multe ori, problema nu este la ministerul pe care îl administrez, este o problemă de trecere a frontierii la serviciul VAMAL și la poliția de frontieră. Ceea ce facem noi la minister este să elaborăm acel mecanism de programare la trecerea frontierii ca să nu avem aceste așteptări în coadă acolo, dar transportatorii să știe exact când să se pornească ca să nu fie nevoit să aștepte câte 6-7 zile. Când va fi gata? Planificăm să o lansăm în luna ianuarie.